Salut și bine ați venit din nou la un nou episod în care deschid word-urile. Astăzi e joi și cum bine știți, dacă pică bine, clipul o să apară joi, dar ei bine, de data asta postez tot astăzi joi pentru că am prins niște jucători fantastici până azi, așa că orice ar fi am content să vă ofer. Dar înainte de asta vreau să fac un anunț foarte important. În ultimele 3 luni foarte mulți au venit la mine cu cereri pentru promovări. Le-am zis, frate, momentan nu fac promovări, când o să mă decid eu să fac promovări, o să anunț într-un video. Ei bine, acel moment a sosit, consider că ne-am strâns peste 10.000 și dacă eu vă rog să mergeți, să dați subscribe la cineva, să mă ajutați și pe mine prin asta, pentru că astfel o să vină și mai mult să-mi ceară promovări dacă văd că voi vă abonați și mă susțineți pe mine și o să-i susțineți și pe ei, totul o să meargă perfect. Practic, bineînțeles, nu o să vă oblig, dar eu cred că minim 100-200 de persoane chiar mă susțin și chiar sunt de treabă și să meargă să dea subscribe. Astăzi o să-i fac o promovare lui Colby. Are undeva la 1020 de abonați. Dacă o să facă măcar 1200, o să fiu foarte mândru de voi și v-aș rămâne recunoscător. Așa că o să fie linkul în descriere. Merge și dați subscribe. Pentru a afla mai multe lucruri despre el, o să vă pun în următoarele minute o compilație făcută de el cu cele mai multe momente din live-uri. Pe scurt, ca să vă descriu și eu ceea ce face el, este un streamer de FIFA 20. Joacă pe PS4. De obicei scoate Elite 3, dacă nu mă înșel, cred că a scos și Elite 2, poate și Elite 1, nu sunt 100% sigur, dar cel mai des face Elite 3. Aveți ce învăța de la el, este foarte amuzant, nu vă plictisiți pe live-uri și cred că face undeva de 4-5 ori pe săptămână live-uri, postează și episoade cu FIFA, cu reward-uri și gen sfaturi. Eu chiar am învățat multe lucruri de la el, după ce am văzut un video de la el, am făcut Gold 1 și pot spune că pe mine m-a ajutat. Vă las canalul în descriere, mergeți, dacă vă place dați-i subscribe și vă rog foarte mult, măcar 1200 de abonați să-i facem, ar fi perfect. Yo, bă, David, de ce tu spamezi asta încet, frate? E unul ca tu... Bă! Bă, team of the year, bă! Yeah! Bă, bă, bă! Bă, nu există așa ceva, bă, bă, bă! Bă, n-a intrat mingea, bă, n-a intrat mingea în poartă, fiți atenți! Bă, nu mai pot! Pe cot între timp, îți dau timp, Peter, să te organizezi. Să plătești net! M-a spart tablou pe live! Nu ăla, nu ăla, nu ăla, nu ăla, regolpe! Walkout! Mbappé, fiat, francez! No, spaniol! Hai, Thiago, iară, bă, bă, nu te bă, nu se poate așa ceva! Bă, e 88, e informat, mă, pula mea calme! A, și ca să nu uit, detaliile despre promovare le discutăm pe Instagram. Promovarea o să coste 5 euro și pentru mai multe detalii mă contactați pe Instagram și stabilim acolo totul. Ok, cam asta a fost și cu promovarea. Merge la episod, probabil toți așteptați. Ca să vă spun sincer, la FUT Champions am scos cel mai bun rezultat al meu de până acum la FIFA 20, 17-6, apoi, probabil vedeți deja gol 2, am pierdut 4 meciuri la rând. Iar în meciul pentru a 19-a victorie aveam 18-10, a făcut în prelungiri 4-3 și gen nu știu cum știți voi pe PC, dar dacă apeși pe butonul ăsta, îți iei alt tab. Și eu din greșeală am atins cu partea asta biroul și asta a fost. Oricum, cred că pierdeam, era 4-3, scriptul a fost incredibil, deci jucam atât de bine încât am făcut 17-6. Eu aveam speranțe la Elite 3, la 17-6, la cum jucam, eu aveam speranțe la Elite 3. Asta e, n-a fost să fie... Jocul în ultimele 2 săptămâni nu are rost să vă spun cum este. Probabil o să vă las aici ce a zis Tex. Sper să nu-mi iau copyright. Dacă mi-au copyright, nu-mi pasă.
The game is so like unrewarding that anyone can win. Like guys who aren't good can win on FIFA 20, and no one enjoys playing it. But you know, we're here and I'm in the semi-final now. So yeah, that's that. Oricum sunt prea mic eu ca să îmi facă mie ce face de la EA Sports. Ați văzut probabil ce s-a întâmplat cu Kurt. Este o mizerie, dar asta este. Sincer, doar pentru voi o să mai joc la Weekend League ca să apare episodul ăsta, pentru că știu că vă place. Să vedeți ce mai împică și sunteți curioși dacă o să mai prind ceva bine. Doar pentru asta, nu mă mai distrez deloc jucându-l. La Rival s-am încercat să mai fac niște misiuni oribil și gameplay-ul și jucătorii toxic și tot. Hai să dăm la player pick-uri, nu sper la nimic, sincer. O să le iau pe Fernando, deci nu sper la nimic, nu-mi pasă, pot să-mi dea ce vor ei. Asta este. Cordoba, care pace bun. Physical shoot, bă, chiar ok Cordoba, mai ales pentru obiective. Dar cred că o să-l bag la 1.86 plus la un moment dat. Am schimbat și echipa, dar încă n-am terminat-o de cumpărat. Sper să-mi pice ceva bine azi, dar rămâne de văzut. Mergem mai întâi cu pack-urile ca să văd dacă iau tradable sau untradable la Rivals. Hai mă, rar gold pack. Nimic, nici măcar boards. Nu vreau să mă lungesc foarte mult, trebuie să fug repede la facultate. Așa că o să dau skip dacă nu-i nimic. Ce ne-a dat aici? Contract pack, perfect. Doar un squad fines, asta nu e bine, că mai am doar 5. Rar mega pack. Deci de-aia trecută nu mi-a dat walkout din astea și am zis că sper să nu mai fac gol 2. Sau mi-a dat. Știu că cel puțin acum 100 nu mi-a dat walkout. Ok, minim boards aici. Și e doar boards. Asta e. Argentina. Ok, nu e Balega, e Icardi. Nu, e Martinez acum, da, că și el e boards. Că i-au dat 84 april. Bă, nu e rău. Îl mai am untradeable. Plus încă 2 de 83. Chiar a fost un pachet bun, să vedem câte squad finesuri. Doar 3. Cam slăbuți pe squad finesuri, ce să zic. Ok, ăsta nu-l dau. Pachet slab, sincer. Pentru cum am chinuit eu oarecum. Nu știu, a fost un killing ok, dar după 17-6 am avut o experiență teribilă în jocul ăsta. Și de data asta cred că nu e nici board. O, inform. Bă, merge. Niang. Bă, ăsta nu e rău, să știți. Da, nu cred că o să se vândă, sincer. Cred că e discard. Are pace, are shoot, dar atât. A dat două goluri, cred. Și cred că de-aia a luat inform. Ia să vedem. Da, e de discard. Și 4 squad finesuri, ok. Îl păstrez pe Niang, știți ceva. Și o să merg să iau tot 3 de bol, mă. N-au ce să-mi facă, oricum v-am zis și la început. Asta ar fi echipa. Aici ar trebui să vină Mbappé. Dar nu sunt sigur dacă iau un Mbappé de 92. De 92 ar trebui să mai împice ceva bun. Pentru că am făcut greșeală, am deschis pack-uri de 400 de coin săptămâna asta. O să vă las rezumatul după. Și aici ar trebui să vină ori Mbappé gold, ori Mbappé de FUT Champions la 91, cred că e. Nu sunt sigur dacă o să-mi placă Goresca pe CDM. Așa că dacă nu iau Mbappé gold și o să iau altceva aici, nu știu, probabil un icon. Hai cu Rivalsul, că vorbim prea mult și v-am zis, mă grăbesc, trebuie să și editez până la ora 12, deja e 10 jumate. Da, sper să iasă un episod ok, nu știu ce să zic. Tradable am zis, rar player spec și mega pack. Nu e mă cine știe ce, dar poate îmi dă un Aubameyang ceva, deja sper la prea multe. Hai să vedem. Mega pack-ul. De obicei, un pack bun pentru mine anul ăsta. Dar nu vă știu niciodată. Minim boards. Hai că minim boards, că la ăștia verde nu-ți mai dai seama cum strălucește, sincer. Nimic, frate. O să mai fac 80 plus, că am avut noroc la ele. Două squad finesuri, din păcate, cam puține. Dar vă recomand, 80 plus, nu știu, le-au dat un boost foarte mare să spice minim 83 din ele. Și chiar puteți face resurse dacă aveți jucătorii gol. Dacă nu, nu prea-i cumpărați, că nu merită să cumpărați jucătorii pentru SBC. Ăsta e minim board 100%. Inform walkout, ok. Spania, cine e, mă? Golkeeper. Ah, 84, da. De ce am avut așteptări? Nu știu. Mă, măcar am văzut walkout săptămâna asta din premii. Cred că săptămâna trecută n-am văzut. Și nici acum două săptămâni, acum 200% n-am văzut. Asta e, frate. Aitor. Probabil 12-13 mii, poate o să-l țin, că și pe Niang l-am ținut, da, nu mă așteptam să mai fie nimic lângă, sincer, și o să mai fac niște 80 plusuri. Da, 12 mii, mă, lași, frate, nimic nu costă, mă, în FIFA-ul ăsta, nimic nu costă. Ok, doar 3 player pick-uri am făcut, dacă nu pică nimic, după știți foarte bine, vedeți rezumatul săptămânal de la pack-uri, am zis, am deschis pack-uri și cu coins, mi-a picat un jucător shapeshifter, cred că de peste 300 de K. O să vedeți cine este, cred că nu l-am pus în titlu cu numele. Deja aici ne pică 83+,
O să risc, chiar dacă e duplicate untradeable, să-l iau. Cine știe. Și am riscat bine, perfect. Oricum, dacă nu puteam să deschid și restul și rămâneau așa, că nu am ce să deschid. Kanté, frate! Uitați-vă! Uitați-vă cât de bune sunt! Cred că e cel mai bun drop de până acum. Kanté, untradeable, e un jucător bun. Perfect. Și Tadic, deci toate a fost 83+. Deci ce vreți mai mult? Sunt foarte bune, aș mai face dacă aș mai avea, sincer. Dar oricum mi-a dat destule. Și Kanté a fost cel mai bun, cel mai scump. Cam asta a fost și episodul de săptămâna asta. Nu uitați, mergeți în descriere, aveți linkul către canalul lui Colby. Vreau acolo să văd măcar 1200 de abonați, cum v-a zis. Are 1020 în momentul de față. Haideți să-l ajutăm pentru ca așa mă susține și pe mine și dacă alții o să vadă, bă, uite, băiatul ăsta a făcut promovare și chiar a adus oameni, o să mai vină și alții, practic, asta e o formă de susținere. Și da, până data viitoare, aveți grijă de voi. Nu uitați de like, comentariu, abonați-vă dacă sunteți noi și bifați clopoțelul, ați primit toate notificările. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Eu am fost Aluc. La revedere! Și da, jucați-vă doar de plăcere. Dacă nu vă mai simțiți fan cu asta, luați o pauză. V-am spus și eu aș lua oricum. O să mă joc doar Weekend League, Rivals foarte puțin sau deloc, pentru că prefer să fiu fericit.